Bună seara, domnilor și domnilor, sunt Dragoș Boța și ca de obicei vă spun bine ați venit la o nouă emisiune Press Alert Live de aici din studioul HDV. Vă promiteam o emisiune explozivă și cred că așa va fi. Săptămâna trecută s-a discutat, după ce presa a dezvăluit, faptul că mai mulți apropiați ai lui Nicolae Robu vor primi terenuri în zona Ovidiu Balea pentru a-și construi case. Cu teren gratuit oferit de primăria Timișoara. Un proiect, în principiu, extraordinar, că ce bine să ajutăm, așa cum putem, tinerii să-și construiască case și noi așa să rămână aici, în Timișoara, în România. Dar povestea capătă o nouă dimensiune și o să vedeți că în această seară vă vom dezvălui faptul că în spatele acestei acțiuni se află de fapt o operațiune mult mai largă care nu vizează altceva decât bunăstarea protipendadei noi meritocrate în dauna oamenilor care de ani de zile încerc să li se facă dreptate. Despre ce este vorba, discutăm în această seară cu domnul Alexandru Pârva. Bună seara, bine ați venit la Presa Live. Bună seara. Și cu doamna Carmen Oburșanu, avocat apărătoare a domnului Pârva în multele acțiuni din instanță legate de revendicări. Domnule Pârva, revin imediat la dumneavoastră să ne spuneți pe deafir părul toată povestea. Doamna avocat, încep cu dumneavoastră și vă întreb așa, cum vi se pare această nouă operațiune pentru tot poporul, dacă când te uiți pe listă găsești omul, pupila lui Nicolae Robu, Sanda Greblă, consilierul personal al lui Nicolae Robu, un consilier local liberal care și-a votat singur criteriile și apoi a participat. Mai găsești și pe directorul de la ZOO, alt liberal. Mai găsești și un fiu de consilier de la ALDE. Mai găsești și fica unei doamne care are legătură cu DMR-ul. Cum? E bine? Foarte bine pentru ei. Deci pentru ei foarte bine. Pentru dreptate nu este deloc bine. Pentru legalitate nu este bine. Pentru că se dau, chiar dacă nu este dovada clară, indubitabilă de fraudă, există toate indiciile că aici s-au făcut fraude. Chiar astăzi m-a sunat un domn care a participat și dânsul și a solicitat să îi se acorde drepturi și consideră că a fost prejudiciat și nedreptățit. A aplicat pentru a primi teren gratuit. Da, da, da. Da. Un domn de la poliție. Am înțeles. Bun. Eu de, de ce se considera nedreptățit? Păi, nu poate, a spus Nicolae Robu că oricine poate să conteste, să facă o contestație, se analizează și să terminăm cu populismele. Că noi jurnaliștii ne ocupăm de populisme. Stați puțin, dar să terminăm și cu prostiile. De ce spuneți asta? Păi vă spun de ce. Domnul Robu ne ia pe toți de proști, ne consideră proști, dar dânsul nu se gândește că există și persoane specializate în justiție. Deci, cum ar veni noi avocații, juriștii și oamenii cu bun simț. De ce spun lucrul acesta? Dânsul spune de acea contestație care a fost prorogat termenul la 3 zile în loc ca să se facă contestații. Păi domnul Robu chiar ne ia de proști? Nu există calea aceasta de atac. Pentru că legea 15 pe 2013 spune foarte, foarte, foarte clar. Procedura este de competența instanțelor de contencios administrativ. Și atunci când este de competența instanțelor de contencios administrativ, există posibilitatea de a contesta cu procedură prealabilă numai împotriva unui act administrativ. Păi lista aceasta este act administrativ? Dar ce este? Nu este niciun act administrativ. Este o propunere care nu poate fi atacată în condițiile pe care le expune domnul Robu. Și atunci oamenii nemulțumiți ce trebuie să facă? Procedura ar fi următoarea. Se emite hotărâre de Consiliul Local pe baza acestor propuneri. Și abia după aceea se, abia după aceea se face procedură. Da. Dar dânsul ce vrea să facă? Vrea să păcălească oamenii. Oamenii fac contestații și când apare hotărârea de Consiliul Local,
ei sunt liniștiți că au făcut contestații de acum. Dar ei nu contestă hotărârea de Consiliu Local. Deci acela este actul administrativ care poate fi contestat. Nici de cum această listă. Deci asta este o păcăleală. E o păcăleală, o vrăjitorie de-a domnului Robu de luat ochii. Dacă vă aduceți aminte, dânsul a venit în urmă cu câteva luni de zile, dacă nu un an și ceva. Domnule, eu am pus pe toată lumea să dea declarații că vor respecta legea. Și care e efectul acestor declarații? Acea declarație cu ștampile că e tocmai ilegal. Mai ține minte acea prostie. Lăsați prostiile lui. Și după aceea când l-a chemat la DNA, a zis că trebuie schimbat abuzul în serviciu. Păi nu vedeți, dar chiar așa crede că el este somitatea drept. Eu îi spun să se gândească dacă este sau nu specialist, nu somitate, în calculatoare, dar să lase noțiunile juridice pe seama adevăraților profesioniști. Bun. Nu a diletanților ca al de Robu. Bun, mai discutăm despre asta. Domnule Părva, spuneți-mi ce vă nemulțumește și care este povestea dumneavoastră? Ați avut, din câte am înțeles, dumneavoastră o reprezentați pe mama dumneavoastră, da? Da, și pe mătușa. Și pe mătușa. Deci, procură, aveți procure da, pentru ce? Unde au avut părând? Procură pământ? Am de la mătușa, ca să o reprezint în instanță sau orice unde. La... Spuneți-mi cum ați ajuns să fiți nemulțumit și care e legătura noastră cu terenurile de pe Balea? Cred că asta trebuie să înțeleagă toată lumea. Bunicul meu a avut mai multe terenuri, printre care și pășune, înscris în cartea funciară, 10.736, la poziția 15, în care se spune 3.100 de părți, astea stânge în pătrați, deci cam vine 1.000, un hectar și 1.500 de metri pătrați. Cu legea 18, niciun articol nu făcea referire la pășune. Deci, o zis, din start, nu vă putem da pășunea. Aia când să apară alte lege. Bunicul dumneavoastră a avut în zona Ovidiu Balea, da? Deci acolo a avut pământul. Da, a avut și animale. Pământ a avut? Pământ arabil. A avut 30 de hectare. 30 de hectare? Da. Mult pământ. Deci am moștenit de la tata lui 18 și copilul, adică bunicul, a mai cumpărat 12 și a făcut 30. Era chiabur, vorba comuniștilor. Era chiabur, dar muncitor, deci nu exploatator. Deci dacă ați avea acum 30 de hectare în Ovidiu Balea, milionarul. Nu se poate. În pășune nu se poate să ai 30 de hectare. N-ai cum. Ar fi bine. Maxim un hectar, eventual două. Și cu un hectar ar fi bine. Am un hectar acolo. Da? Da. Și ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Deci ați revendicat... Am revendicat pășunea. Deci a apărut legea 10 în 2001, a apărut legea 193 în 2007, a mai apărut legea 247 în 2005. Și? Da. Am făcut trei dosare, deci identice... La primărie pe fiecare lege. Da, dar m-am dus la notar... legalizate, deci fără copii, zice domnul Cioandru, la mine nu vii cu copii, la mine vii legalizat. Ok, bine, v-ați dus cu copii legalizate. Da, și ce v-au legalizate. Ce s-a întâmplat? V-au dat dreptate? Nu. Mi-a dat răspunsuri că nu face obiectul legii 1 pe 2000, că nu face el obiectul legii pe 193, că nu face obiectul... Am mers în audiență la prefectură, spune, domnule, zice, terenul e la primărie, zice, noi, după ce ne trimite toate actele colectate de la cetățeni la primărie, atunci le înaintează primărie și atunci validăm sau invalidăm. Deci, da. În anul 2013, în data de 5 a 7, deci în iunie. Deci era deja Nicolae Robu. Prima. Da, am mers la primărie, domnilor, cu legea 10, am și un dosar aici, hai să-l căutăm. Și de dispoziția 714 din 15.06.2012. De când? De 15.06.2012, uitați, și mie documentul să-l arătăm și în timp ce arăt documentul, spuneți-mi ce s-a întâmplat. S-a întâmplat în felul următor, citind această dispoziție, pentru care spune că dacă sunteți nemulțumit, în 30 de zile vă puteți adresa instanței. Și atunci, dacă mă adresam instanței, fără să spun că luam la cunoștință în 2013, practic spune, dar de ce ai venit la noi, că ce putem să-ți facem? Ce ați făcut atunci? Am
am primit, deci am pus să pună ștampile acolo, să semneze, să... și m-am adresat... Bun, dar ei ați făcut un proces verbal? Da, atunci? Este menționat aici. Ați menționat dumneavoastră da. Că... Nu, dar să vedeți ce minciună. Ia zice. Că zice, că păi v-am trimis-o. Păi faceți dovadă că m-ați trimis-o prin poștă sau că am semnat undeva de primire. Deci orice ce act sau ăsta, deci o semnătură. Și? Pui data, pui data. Ce pui, și chiar și în instanță a spus, o să aducem. Chiar în instanță vă spun, deci nu sunt minciuni. Deci practic vreau să spuneți că cei de la primărie au încercat să vă păcălească, da, că v-au da, trimis, da, că de da, fapt ei deci, n-au trimis nicio hârtie, ei o țineau în sertaj, vă spuneau că v-au trimis. Anula procesul, practic nu mai aveam ce să mai fac, mă duceam la doamna advocat Carmen Obrășanu, mă duceam, păi zice, ce, pentru ce îți vii la mine? Bun, ce deci, să fac? Practic, norocul nostru a fost că, da, că da, nu da, v-ați, da, da. V-ați lăsat impresionat gândit, am zis și a semnat, da, ați precizat da, că ați primit. Dar repede mi-a dat-o, zice, na, gata, bine, hai că avem de lucru. Păi stați puțin acum. Păi... Dar mai țineți minte cu cine ați vorbit? Era un birou jos la... La primărie. La primărie acolo. Deci unde sunt caseriile, am coborât jos, înțeles. Acolo unde sunt inspectorii. Și care este o comisie care se ocupă de altul colegi a da. 247, unul colegi a 10. Deci vă dați seama câți bani au mâncat acești oameni, adică au luat. Păi comisia de la legea 10, vă dați seama și acum. Dar și acum mai. Înainte să aveți hotărârea asta și o să ne întoarcem da. La ea, ați fost în audiență la domnul Cojocar, la domnul Ciuhandu, ați fost de-a lungul timpului? Nu, am mers la camera 12, zic, vreau să merg în 18. Pentru ce? Deci mă întreabă un domn care înscria da, da, da. Toate audiențele. Deci în vremea lui Ciuhandu. Așa, da. Și ce v-a spus? Și ce a spus? Păi nu se poate așa ceva. Păi cum să... Deci altceva, alte probleme. Zice, astea le știm, le astea. Zice, o să primiți acasă, deci... Cu toate că am făcut, dacă le-aș fi adus pe toate, cred că, nu știu, nu puteam să le aduc. Veneați cu camionul de documente. Da, chiar să puteți să vedeți. Am venit aveți ceva da, documentație da, pe aici. Deci se poate vedea către primăria Timișoara, domnule primar, subsemnatul. Sunteți o eroare totală faptul că aveți colaboratori din vechea administrație de tristă amintire. Asta îi spuneați domnului Robu? Da, păi așa e, păi tot aceiași lucrători au avut. Deci primarul da. S-a schimbat, mă rog, secretarul a rămas tot aceeași. Deci continuitate în serviciu a fost. Da, nu a fost nicio problemă. Nu. Da, spuneți-mi, și atunci când dumneavoastră... Ați vrut să ați cerut, mă rog, să scrieți pe document că l-ați primit în 2013. Cum au reacționat cei de la primărie? S-au enervat? Că nu-i nevoie. Și eu, motivând, păi zic, trebuie să scriu că să trimit și la mătușa, că nu mă crede, că spune că l-am ținut-o eu în ăsta și n-am vrut să-ți o dau. Deci că te mătușa mea. Da. Deci le-am spus lor. Și atunci, scrieți aici, nu vă mai dau în judecată. Deci, așa erau cumva însuflețiți, așa, zice, am scăpat, nu mai... Da, că dacă vă păcăleau să da, nu, da, da, să da, nu, atunci nu mai... să nu scrie... Și atunci, mai puteam eu să deschid alt proces, cu ce motiv să pun? Păi zice, domnule, dispoziția e valabilă, deci n-ai atacat în decurs de 30 de zile, că ai avut timp. Curat metodă mafiotă, zic. Da. La vârsta asta, pe cuvânt, am... Câți ani aveți? 71 în 12 august. Mulți înainte. Da, mulțumesc mulți la fel. Nu s-ar zice, vă țineți bine, așa. Păi, mă rog, serviciul ce le-am avut sunt cam de mult în pensie. De 96. Oh, ce ați muncit? Mecanic de locomotivă. Oh, da, mare responsabilitate. Nu să știați cum era cu procesul verbal. Da, și cu da, semnatul, da, că da, dacă nu-i semnătura era ascultă. Da. Aveam și lemn de semnalizare la urmă și trebuia să scriem acolo lipsa acumulatorului. N-au cu cine se pun. Nu, dar să știți, eu am și legile, și 247, legea 10, legea 100. Nu, să știți, le am acasă și codul penal, codul civil, codul... Deci... Nu acum că se uită unul urât la mine, gata, motiv, că să te dau în judecată pentru că m-am uitat la tine sau te-ai uitat nu știu cum. Și ce s-a întâmplat după ce ați primit hârtia asta? După ce am primit hârtia, am sunat-o pe doamna advocată Carmen Dobărșanu. Am contestat.
Și zic, puteți să mă ajutați într-o problemă, vă aduc, deci, deci ca să, să faci niște acte sau să faci, deci trebuie să ai și dovezi. Da, spuneți-mi, când ați primit hârtia asta în 2013, înainte să vă duceți la doamna avocat, ați mai discutat cu cineva din primărie sau după ce v-au dat hârtia și ne-au putut să vă păcălească, n-ați mai avut cu cine discutat? N-am mai discutat, că nu mai avea, deci... Spune, păi ai primit-o. Că da. Spunea, du-te la comisia de la legea 10. Și tot la ei ajungeam. Și, dacă înțeles. Mă duceam la oricine să mă fi dus. Deci... Dar de ce credeți că v-au dat răspunsul ăsta că nu mai e teren? Pentru că acum am văzut că terenurile acelea gratuite se dau fix în zona Ovidiu Balea. Să dau, să vă explic. Deci s-au dat la asociația Avram Iancu. 29,5 hectare. Deci în patru locuri, 5 hectare, 13 hectare, 1 hectar și ceva, deci nu... Nu compact. Nu compact. Între care trece, în proprietatea lui Avram Iancu, trece un canal, deci a primărie, deci n-ai voie să te legi de ei, că zici, au zis că e un teren de siguranță, de nu știu, deci nu, în termenii lor. Da. Și atunci, asociația, sunt 65 de membri în asociația asta. În care? În Avram Iancu? În Avram Iancu, din Ardeal sunt, ardeleni. Li s-a dat loc de pășunat și atunci s-au stabilit, au făcut case. Da. Deci de la Ovidiu Balea în stânga, cum mergi înspre Săcălaz. În stânga îi trebuie străduțe numai cu ardeleni. Cu... Așa, și pentru Concordia nu s-a dat nimic, pentru asociația unde a fost... Deci fiind 202 proprietari, deci originali proprietari, nu moștenitori, proprietari, dintre care am făcut deci, actele pentru revendicare vreo cam 50. Am înțeles. Hai să spunem 60. Să fie. 60 cumulat toate suprafața asta de cât s-o revendicat, din 164 de hectare având particularii și primăria 184. Deci am... Un act de la Arhivele Statului, deci nu fabricată, să spunem că am fabricat, eu puteam să spun 300 și atunci mă duceam la domnul primar, uitați aici, 300 am avut noi. Deci nu, fiecare nominal cu numele care au fost vechi proprietari atunci. Și atunci moștenitorii am dus acte doveditoare, deci de la mine, de la nepotul până la bunicul, care a avut proprietatea. Ducându-le, deci, și cu 247, atâta au întins-o, că mai trebuie un act, nu știu. Deci puteam să le aduc data trecută, acum o săptămână actul ăla. Dar deci, păi nu, că știți că merge cam greu, că sunt multe dosare și... Deci doar ca să tragă de timp. Da, să tragă de timp, atunci spune... Deci ar fi motivat că dosarul e incomplet. Și... Bun. Și cât teren trebuia să luați în final acolo? 11.150. Adică un hectar și 1.500 de metri. Dumneavoastră? Da. Și ceilalți? Ceilalți au 7.000 de metri, 3.000 de metri. Deci depinde câte animale au avut. Că bunicul fiind că aborde și nu... în devălmășie, că vaca nu păștea, să zicem, numai în 8.000 de metri a mei. Deci am era înțeles. Liberă până la aeroport, până la Biasan, acolo. Bun. Bun. Doamna avocat, și ați contestat. Ce s-a întâmplat în primă instanță? Să vedem... În primul rând s-a invocat excepția de tardivitate a contestației. De către primărie? De către judecătoare în primă instanță, oficiu. Da. Și a fost pusă în dezbaterea părților. Și bineînțeles că reprezentantul primăriei a solicitat admiterea excepției. I-am spus, uitați-vă rezoluția. Am mai acordat un termen sau două ca să vină de la primărie dovada dacă s-a comunicat. Și dacă observați, această dispoziție trebuia comunicată la două adrese. O adresă este a domnului Părva. Da. Din Timișoara și cealaltă adresă trebuia la Mătușa Sibiu. Petru Aurelia Livia Perița. Niciuna. Deci, primăria n-a putut să prezinte în fața instanței nicio dovadă a comunicării. Nu. Păi stai, spui că aici avem o chestiune extrem de importantă
Și asta e una dintre metodele mafiei din administrație, da, folosită atât în chestiunile de retrocedări, dar și în alte chestiuni de afaceri imobiliare. Niciodată nu se comunică în termenul legal. Nici în termenul legal, dar nici sau după atât, termen. Sau nici după termen. Și deci vedeți că sunt două adrese. Față, să da, zicem, dacă era vorba de domnul Pârva, a fost o eroare, s-a pierdut, nu știu ce. Dar nici la Sibiu. Dar nici la Sibiu. Deci, în fața instanței, au susținut, susținut că e tardiv, că i-au comunicat, dar nu au putut să aducă primăria Timișoara niciun fel, exact, de dovadă. După două termene de judecată s-a respins această excepție și s-a mers mai departe. S-a confirmat, practic, semnătura domnului Pârva, da, de, da, pe acest document? Da, s-a confirmat că a fost real și că doar atunci a primit documentul? După un an și o lună aproape. Un an și trei săptămâni. Da. E, și domnul Pârva zice, domnule, dar uitați-vă pe această dispoziție, pentru că eu am scris cu... Semnătura și, este a mea. Și pe documentul care e la primărie a scris domnia sa. Da, 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 da. Deci și pe documentul nostru, da, și pe cel de, da, la, da, primărie. Da, 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 da. E, după aceea a început cu această expertiză ca să se identifice în acea zonă suprafața pe care i-ar fi revenit. Deci cota aceea de 3100 părți din total. Și a durat, nu, prima dată dosarul a fost înregistrat la secția de contencios. După secția de contencios administrativ au considerat că e pentru secția civil. Eu n-am formulat față de secția contencios. Bine, au trimis la secția civilă. A ajuns la secția civilă, s-a pus în discuție tardivitatea. S-a respins excepția tardivității și s-a pus în discuție să se facă expertiză. A plătit domnul Pârva, expertiză, reexpertiză, iarăși alt expert. Deci, m-am conformat că mai s-a deci, cât a cerut expertul, atât a plătit, am adus dovada. Bun, și i s-a pus în vedere expertului să vadă dacă prin acel teren trec conducte și alte utilități. A constatat expertul că nu trec conducte și a solicitat o propunere. Dar s-a dat trei obiective de primărie, dintre care am ales unul. Și acel obiectiv l-am documentat, deci cu s-au făcut expertiză. De... Și în cele din urmă vine din partea primăriei o obiecțiune că, de fapt, terenul care a fost propus de către expert s-ar suprapune cu alte terenuri care e de foarte mare aglomerație acolo. De obiectivul dat de către primărie. Așa. Și tribunalul Timiș ne respinge demersul, acțiunea, contestația, pe motiv că pentru domnul Pârva nu există teren acolo. Deci, domnule, nu că nu vrem, ne avem. Nu avem pământ acolo. N-avem pământ. E, atunci am făcut apel și am ajuns, avem termen în mai la curtea de apel. S-a fixat termenul de judecată. Da. Da. Vreau să vă întreb o chestiune extrem de importantă. Dumneavoastră v-a judecat după 2013, când administrația era, da, condusă de Nicolae Rom. Da. Este evident că primarul Timișoarei nu știe toate măruntaiele și că tot aparatul primăriei este cel care îi livrează documente. Suntem de acord. Îi livrează documente, îi spune domnul primar, nu avem ce, semnați. După ce semnează pe circuit toți da, subordonații domniei sale. Întrebarea mea este, în perioada aceasta a fost ați cerut audiență primarului? Nu să discutați, audiență. Nu? Nu, nu. Dar eu înțeleg, domnule, o dată, de două ori, de trei ori, dar de atâtea ori a ajuns în fața primarului, de fiecare dată semna ca primarul? Este inadmisibil. La un moment dat, într-o clipă, când își aranjează freza în oglindă acolo, mai aruncă ochii și pe actul din față. Și vede, măi, dar ce semnez eu aici? E, gândiți-vă dumneavoastră că această... Când a fost chemat domnul Robul la București de a fost audiat? Anul acesta. Anul acesta, da, când? Înainte de 8 martie? Cred că da. Da, da. Înainte de 8 martie, da? Da, da, da. Păi, domnule, ultima adresă pe care a semnat-o, a semnat-o pe 8 martie. Deci pe 8 martie a semnat această ultimă întâmpinare. Ce întâmpinare? Unde spune că nu are teren acolo. Întâmpinare care a fost trimisă cui? Curții de apel? Curții de apel. Uitați. Întâmpinare, primarul municipiului Timișoara
așa, având cod fiscal, trezorerie operativă, nu știu ce, așa, expertul nu a identificat în momentul efectuării raportului teren liber pentru a fi restituit în natură, în zona Balea, Ovidiu Balea. Semnează, dacă mă uit aici, aici nu este ștampilă, e semnătura. Da. Da, e semnătura. Dați-i să arătăm și noi la cameră. Deci, cum s-ar zice să fie cu marfa clientului? Dar nu știu dacă aceasta este semnătura sau e ștampilă cu semnătura domniei sale. Dar cine-i dă voie să pună? Nu semnează nimeni. Nu are voie să pună altcineva ștampila. Avem aici și documentul cu semnătura. Spuneți-mi și mie, unde există textul normativ ca să vin eu și să pun ștampila cu semnătura dumneavoastră pe actul pe care eu trebuie să mi-l însușesc? Pe care dumneavoastră trebuie să mi-l însușesc, scuzați-mi expresia. Nu știu. Cum adică? Nu știe. Dar stați puțin. Dar atâta vreme cât nu și-a contestat semnătura pe acest act. Da, știți ce remarc eu aici? Da. O chestiune despre care am mai discutat aici la emisiune. Păi dacă domnul Pârva, care este mandatar, da, sunteți mandatar pentru mătușa dumneavoastră, da, mandata mai departe domnului Tuducan, credeți că se rezolva? Cu siguranță. Credeți că, da, atunci dacă nu era interes pentru benzinărie acolo... Dacă m-a mandatat pe mine, ce să fac, domnule? Ce să fac dacă m-a mandatat pe mine? Deci, dacă era domnul... Dacă era domnul Tuducan, sigur. De câte ori l-am văzut prin tribunal, l-am întâlnit pe domnul Tuducan. Da. Dar aici, domnul Pârva m-a mandatat pe mine și am contestat în instanță. Bun. Doamna avocat, păi noastră contestați, dar nu se întâmplă nimic. De facto, acum, în timp ce dumneavoastră vă judecați în apel, da? Corect? Da. Aceste terenuri se iau și bucată cu bucată vor fi date unor tineri, inclusiv apropiaților lui Nicolae Robu. Că Nicolae Robu a spus că nu mai e teren. S-au înțeroșat deja. S-au înțeroșat? Da, s-au înțeroșat de la șoseaua înspre, deci în porțiunea Piața de Gros Cimitir. Deja? Săruș acolo, dar nu știu, deci n-am putut să identific dacă iese și străzi pe acolo, ca să poți să mergi la blocuri, că eventual 300 de metri face la fiecare parcelă, sunt 100, dar o să mă duc să le număr. Dar mă lasă, că deci și... nu mă duc să fur țărușii. Nu, dați fost, dar când s-a făcut în țărușarea? Acum 2 săptămâni. Deci nici nu dat hotărâre de Consiliu? Acum 2 săptămâni, că eu stau aproape deci de Piața de Gros. Deci 2 străzi mai încolo. L-am înțeles. Și cu bicicleta m-am dus și am... Da. Așa. Și ce s-a... Stați, de când era un țărușarea aia făcută? Acum 2 săptămâni s-a deja? Făcut. Deja? Da. Dar la instanță n-a spus nimica. Deci... deci către juristul primăriei. Domnule, aduceți... persoane, deci numele persoanelor la care ați restituit conform legilor din 164 de hectare. Da. Am primit această adresă. Când mă uit, mă uit și la emisiunile dumneavoastră, că sunteți foarte urmărit. Și când m-am uitat, eu cred că primul care vă urmărește emisiunile este domnul Robu. Ca să mai afle ce este legal și ce este ilegal în activitățile dânsului. Păi stați, fiindcă domnia sare acolo un aparat juridic care are nevoie de presă alert ca să afle ce e legal și ce nu. Acum exagerat. Cred că are un barou juridic. Un barou? Da, aproape. Și atunci ia zic domnul Robu să te învețe tanti Carmen puțină carte și să te tragă puțin de urechi în stil juridic. Și atunci m-am dus frumos. Da, ce așa. Ați făcut? Ce am făcut? Haideți să vă spun ce am făcut. Când ați făcut? Stați, să începem când? Astăzi, ieri, alaltă ieri? Azi dimineață. Azi dimineață, deci e proaspăt. Proaspăt. Dar legal s-a făcut, legal. O secundă. Deci, doamnelor și domnilor, zic să vă sunați prietenii, stați aproape, că urmează o dezvăluire importantă și cred că aceasta este bomba serii în scandalul terenurilor de pe Ovidiu Balea. Am luat frumos. Această hotărâre judecătorească pronunțată de instanță pe baza declarației domnului Robu cu semnătura dânsului, am luat frumos copie după această adresă făcută și m-am apucat și să fac puțină compoziție. Către Direcția Națională Anticorupție Timiș. Subsemnatul în numele clientului meu, așa,
Plângere penală împotriva făptuitorului Robu Nicolae, primar al municipiului Timișoara și altor persoane din cadrul primăriei Timișoara, care prin acțiunile desfășurate au săvârșit infracțiunea de abuz în serviciu, prevăzută și sancționată conform 297, și infracțiune de fals intelectual, prevăzută și sancționată de 321. E, aici am arătat că încălcarea legii pe care o face domnul primar este a legii 10/2001, care spune că, în primul rând, se restituie imobilele preluate în mod abuziv și abia după aceea, dacă rămâne ceva, se poate dispune. Mai avem articolul 21, pe care domnul Robu ar fi trebuit să-l citească din legea 10. Sub sancțiunea nulității absolute, deci asta să rețină toți cei 128 de oameni care spun că beneficiază de aceste acte de concesiune, spune așa articolul 21 din legea 10, dacă vor să-l citească. Sub sancțiunea nulității absolute, până la soluționarea procedurilor administrative și după caz judiciare generate de legea 10, este interzisă înstrăinarea, concesionarea, locația de gestiune, asocierea în participațiune, ipotecarea, locațiunea și orice închiriere sau subînchiriere în beneficiul unui nou chiriaș, schimbarea destinației, grevarea sub orice formă a bunurilor imobile, terenuri și sau construcții notificate potrivit prevederilor prezente legi. Păi există notificare și este nulitate absolută a actului de concesionare. Avocat, vă contrazic. Îi fac eu apărare lui Nicolae Robu. Păi oamenii au spus că acolo nu mai e teren. Deci la revedere s-a închis povestea. Nu, nulitate absolută, poate nu mai aveți teren. Domnul doctor, dar legea 165 prevede glumeam, așa. Glumeam, domnul. Poftiți? Glumeam că nu are dreptate, domnul avocat. Nu, deci, acum, vă rog. Deci vreau să... Cu legea 165. Deci aceasta face un fel de inventare asupra tuturor suprafețelor, deci care nu s-au... retrocedat cu legile 18, cu legea 10, cu, da, mă rog, legea Lupu 1/2000 și... Deci niciun fel de act de concesionare nu se poate face cu privire la acest teren în care se află cota. Deci... E nulitate absolută. Deci actele acestea nu sunt valabile, iar dacă domnul Robu insistă să le bage pe sub nasul consilierilor locali, dânsul își agravează situația. Am înțeles. Dar interesant, o a doua plângere penală pe care o faceți voi, Nicolae Robu, corect? Da, da. Pe la prima este cea legată de retim. Da. Cu Mercedesul celebru, care ea se anchetează. Da, da, da. S-au luat declarație, s-a plimbat de, pe la, de la DNA, s-a trimis la parchetul local, parchetul local a trimis înapoi la DNA, au fost făcute audieri undeva prin cursul lunii ianuarie, chiar a unui domn care este pe la București, dar eu sunt obișnuită cu tergiversările, am răbdare, am toată viața înainte, tinerețea. Da. Domnilor și domnilor, așadar, informație de breaking news, cum place mie să spun, aici la Press Alert Live, Nicolae Robu are o nouă plângere penală la DNA pentru abuz în serviciu și fals intelectual. Da, fals intelectual. A prezentat. În plus, toate concesiunea pentru acelor parcele cu titlu gratuit pentru tineri este pusă sub semnul întrebării, având în vedere ceea ce susține doamna avocat. Oricum, scandalul ia amploare și sunt curios care va fi punctul de vedere al primarului Nicolae Robu, nu neapărat legat de plângerea doamnei Oburșanu, cât de faptul că celui care revendică i s-a spus că acolo nu mai există teren, iar acum chiar acolo se dă teren inclusiv apropiaților domniei sale. Și se promite ca să tacă din gură ceilalți care n-au fost în prima serie, că în septembrie vor da și la a doua serie. Dar eu îi garantez că nu va da nici la prima, nici la a doua serie. Sunteți decis să se atacați în contencios administrativ în paralel la acea hotărâre de Consiliu Local în cazul în care se va ajunge să se... Bineînțeles. Bineînțeles. Să fie emisă? Da, să sigur. Fie votată, mă rog. Eu sunt convinsă că... Eu vă spun părerea mea. La cât de... Nu vreau să jignez, nu vreau să folosesc. La cât de fricos este față de... Atunci când îi pui actele în față și începe tremurul acela... Cred că domnul Robu se va potoli. Cum,
Care a fost prima dumneavoastră reacție când ați văzut că pe Ovidiu Balea se dau terenuri pentru tineri? Deci, făcând așa un calcul, așa, și uitându-mă vizual, deci am văzut, practic, în decursul procesului de 3 ani, câte, da. Cam 3 ani doar suntem să, acum, nu? Iacă o să intrăm pe al patrulea, eventual, dacă... Păi, că s-a făcut amenajări, că s-a făcut... Dar ei acum au rânțărușat, acum 2 săptămâni, deci practic nu au făcut nimic. Sunt niște camioane cu bolovan, cu pământ, cu resturi de construcții depozitate acolo, unde zice șoferul, hai că le arunc, ai, le basculez aici. Deci nu... Da, da, vi s-a părut... Cum să zic, nu va veni să credeți că vi se dă terenul alții? Că practic se dă inclusiv terenul dumneavoastră, din ce spuneți. După cum m-a încurajat și domnul jurist, deci acum zice mai puțin și terminăm procesul, deci obiectivul a fost, a venit domnul topograf, l-a măsurat, deci făcând și demersurile alea cu țevile, dacă nu sunt țevi de curent. Și practic terenul clientului dumneavoastră se află fix pe bucățile de teren care vor fi date. Deci în are o în acela parte. Real. În acela real va fi. E o problemă și mai mare. Deci, domnul Boța, stați puțin că e problema și mai gravă. În procesul pe care l-am avut la tribunal s-a tot invocat emiterea undeva în anul 2014 a unui certificat de urbanism. Care certificat de urbanism a fost prelungit o singură dată. Că nu certificat se poate de urbanism solicitat de cine? Emis de tot, primărie? De primărie, solicitat tot de primărie. Primărie. Da. Așa. Ei, și s-a emis pentru un certificat de urbanism în 2014. Pentru? Pentru a se cunoaște situația juridică a terenului. Așa. Ei, în 2015 se prelungește cu încă un an. Expiră certificatul de urbanism în cursul anului 2016, iar în 9 mai 2016 se emite un nou certificat de urbanism, că nu putea să mai se prelungească cel anterior, numărul 1865, care prevede ceva foarte ciudat. Foarte, foarte, foarte ciudat și l-am menționat și eu. În acest certificat de urbanism 1865 se spune că, uitați, se impune luarea așa, este destinat modificării suprafeței parcelei de la 90.471 metri pătrați. Adică de la 9 hectare. Exact, la 67.041 de metri pătrați. La 67 de hectare. Nu, 67 de, deci de la... 6,7. 6,7. Deci de la 9 la 6,7. Deci 2 hectare și jumătate aproape. Unde sunt? Unde au dispărut? Pentru că aici acest certificat spune, tot în conținutul certificatului de urbanism, că nu poate fi folosit pentru modificarea suprafeței parcelei. Dar este destinat modificării suprafeței parcelei. Întrebare de baraj. Unde a dispărut cele 2,3 hectare de teren și care este substratul emiterii acestui certificat? Se răspunde cei de la primărie. Bun. Zic că e foarte important. Da, dar mai multe și o stână de oi acolo. Sunt sute de oi. Păi ale cui? Ale cui sunt? După, adică nu pot să deci trebuie să am o dovadă. Deci am întrebat, deci care păștea acolo? Așa, și ce v-a zis Cioban? Dar zice, aici sunt niște oameni mari, nu că localnicii n-au nici oaie. Auziți, eu știu pe cineva care avea declarația de avere... trecut venituri de la oi. Domnul Cojocar, fostul secretar. Exact, exact. Așa? Dar n-am vrut să-l pronunț. Păi nu, dar domnia sa era cel care avea trecut în declarația de avere acolo. Da. La domnul de la Șuștra. Așa vă zic. Am citit într-un ziar mare Paure, adică Paure e țăran agricol. Deci Paure. Dar poate, dacă știți, facă diferența între greblă și sapă, nu știu. Domnul... Vă rog frumos, nu, totul până la greblă. Da. Nu vorbiți în primărie, deci de greblă. Nu, deci e obiect, deci este un obiect, deci nu acum nu zicem nu de nume. Nu vorbiți de greblă că... Dar n-am zis de nume, deci am zis de obiect, ca și cum spun hârtie. Dacă pe cineva cheamă hârtie, să zicem mai atunci... Mai apare o problemă, da. Nu, Bota. Mai apare, dacă nu este teren, atunci ne punem o întrebare.
Aici au fost 202 membri ai asociației, da, care au venit cu teren în această asociație. Deci, da. Explicați-mi și mie. Domnul este un membru, urmașul unui membru al asociației și mai sunt încă vreo 7-8 care au avut procese separate. Dar suprafața care a aparținut celorlalți membri ai asociației, unde a dispărut? Doamne. Unde a dispărut? Eu n-am auzit că mafia imobiliară din Timișoara, din Chartres. Niște băieți deștepți unde și-ar construi și case? Mă, pe bune, vreți deci, dumneavoastră dreptate și legalitate deci aici vă spun, când mafia lucrează caz... de an... Nu vedeți că prosteala e la ordinea zilei? Se duce omul în 2013 și se dă actul din 2012 și zice, hai, ia-l și pleacă, noroc că omul, vorba aceea, știe ce face. Dumneavoastră ce vreți? Aici este problema care trebuie să o ancheteze procurorii DNA. Păi ce să zic, Dubai pregătită? Eu cred că s-a cam umflat roțile de la dubă. Da? Ar trebui să o cam ia la vale. Acum să vedem dacă are și motor. Da, mai grav. S-a spus la instanță că s-a retrocedat acelora care au câștigat procesul, adică deci sentință definitivă și irevocabilă. Dar pot să documentez cu martori, deci să aduc în fața instanței martori din nou, așa că m-a spus și poate glumește cu mine. Da. Îl aduc să spun, domnule, nu am primit niciun metru, cu toate că spune că s-a retrocedat. Și atunci, de ce să păcălim? Ai primit, dar practic n-am primit. Problema știți care este? La cartea funciară nu există niciun fel de transcriere, pentru că undeva abuzurile acestea se lovesc. Și nu mai își produc efectele. Și cartea funciară nu a intablat niciun fel de operațiune. Pentru că se așteaptă să se finalizeze. Instanța indusă în eroare. Sunt judecători care merg, domnule, dacă așa a scris primarul, dacă a semnat primarul, este literă de lege. Eu de ani de zile nu mai cred în așa zisele hârtii. Am ajuns să fiu foarte, foarte, foarte atentă cu ceea ce mi se pune în față. V-am spus că am văzut cazuri în care procurorul minte judecătorul. Am văzut și cazuri când avocatul minte judecătorul și alea sunt multe. Bun. Acum, cu tot respectul. Bun. Acum e treaba judecătorului, că de-aia e pus acolo și e judecător, să cumpănească cu dreaptă măsură pentru ambele părți și să dea soluția corectă. Din lipsă de cunoștințe juridice, din lipsă de experiență, din lipsă de onestitate, sunt N judecători care, este autoritatea publică cu persoana fizică, zic că dreptate are autoritatea publică, cât de mincinoasă o fi. Aici este problema. Dar acum, părerea mea este că ar trebui să se ia poziție din partea autorităților cu privire la aceste abuzuri. Ok. Domnul Pârva, vreți să spuneți ceva, văd cu hârtie mă. În legătură cu cartea funciară 21. Deci ca și cum am... aici apare toate operațiile. Deci toate, și inclusiv și pășunea apare. Da. Și s-a dat loc de casă la nu știu cine. Deci, tot, fiind, așa. Tot. Așa, deci ei, să zicem, mă scos 10 hectare și au introdus 6 hectare înapoi. Că îi minus și la aeroportul Cioca. Am citit într-un ziar 2 hectare jumate. Deci, s-a micșorat pământul. Dar nu se poate, deci nici cu roaba nu poți să-l cari. Nici în pășunea, dar nici în grădină nu poți. Eventual să cari gunoi, să-ți gunoiești grădina. Deci suprafața rămâne aceeași. Aia că ai făcut un șans, să spunem. Asta e, dar tot rămâne, tot aceea suprafață rămâne. Și atunci mi-l treci și șansul, că ai făcut șans de scurgere apei. Corect. Nu? Deci nu poți să-mi iei suprafața că ai făcut șans și mai luat și mai mică suprafața decât o fost. Problema este că ce se întâmplă în primăria Timișoara, sub coordonarea directă și profesionistă a specialistului în calculatoare, nu este deloc conform cu legea. Da, e o problemă și domnule Pârva, vă admir pentru tenacitate și pentru faptul că nu vă lăsați călcat de sistemul ăsta administrativ. Eu care sunt sincer, sunt corect. Deci, și la doamna Carmen Obrășan, la doamna avocat,
Deci eu dacă am vorbit ceva, uitați, doamnă, am actul ăsta. Deci eu dacă vorbesc, deci vorbesc, dar și arăt actul. Nu să mă întrebe deja, păi, actul, pe tu ce ai vorbit? Păi să vedeți că am crezut că nu e așa. Nu, e un om de bun simț și totuși care interpretează ceea ce are din perspectiva unui om care are încredere în forțele sale și cunoaște. Deci cunoaște elementele esențiale și elementele elementare ale litigiului. Nu le problema, pentru că mai avem doar două minute. Da. V-aș întreba ce sperați până la urmă? Ce vă doriți într-un final? Și ce crezi că se va întâmpla, apropo de dorințele dumneavoastră? Așa, deci în final am încredere, deci că deci nu mă milogez, să știți. Nu, nici nu caut să mi se ofere milă sau ceva. Deci să respecte, deci, legile, cine trebuie să le respecte, dar dânsul ca merge pe lângă legi. Cine? Deci eu totdeauna, deci cine nu retrocedează, nu? Păi, dar cum poți tu să află terenul? Terenul se află acolo. Și atunci de ce vrei să mă despăgubești? Păi, dar nu furi statul atunci, tu practic, dar ce tu ești vânzător de terenuri sau nu? Dar nimeni nu vede, nici guvernul, să spunem. Să spun, stai, domnule, că ăsta îi dau natură la om. De ce să-i dau bani? Așa mulți bani are țara asta, de poate putem să îi risipim așa și să... Hai că îți dau pe casă cât nu face casa. Sau îți dau pe teren. Sau, deci mie nu, eu n-am nevoie de mila lor. Domnule, alu bunică, dacă a fost un hectar și ceva, mi-l dai ăla. Mai mult nu vreau alu altul, nu vreau că atunci iară litigi, iară mă dă în judecată, de ce mai lua terenul, de practic nu, dacă mi-l, eu nu pot să spun că îl primesc dacă știu că e alu altul. Deci nu pot nici aia să-l să fac, nu? Și atunci din 164 de hectare, domnul redactor, s-o dat de-abia, hai să spunem 100, dar unde 64 de hectare? Deci îți face și acum de vreo 3 luni, mă duc la mine, am 160 cu 130 tensiunea. Deci așa într-o stare te aduce. Păi stai, domnule, că eu am 71 de ani. Nu? Mulțumesc. Părinți, mulțumesc la fel. Deci să pățesc și eu ca părinți să se ducă întristat și ăsta cu legea 18. În pământ s-au dus așa cu necazul lor. Eu știu că se întâmplă acolo altceva. Oameni care au plecat din primărie și sunt undeva factor de decizie, n-au plecat cu mâinile goale. Da. Au plecat cu terenuri. Au fost în comisiile de fond funciar. Domnul Sas Edit, e pe la Oradea, pe la astea, s-au umplut, s-au făcut ca stupul și atunci au plecat. Vă spun eu, deci nu ăsta. Aici, la comisia de fond funciar. Eu, părerea mea este că dacă s-ar apuca o anchetă ca lumea, paralelă cu ancheta asupra caselor naționalizate, s-ar face și ancheta terenurilor din zona de vest, s-ar afla surprize foarte mari. Numai că la terenuri nu prea este mafia țigănească. Este o altă formă de mafie. E mafia gulerilor, a băieților deștepți din politică și din administrație în special. Exact. Domnule Pârva, nu vă doresc decât multă sănătate și vă admir pentru încă o dată tenacitatea dumneavoastră și sper că veți reuși să vi se facă dreptate. Că cred că ăsta e lucrul cel mai important. Mă rog, important. Deci sunt foarte... Doamna avocat, să vedem ce va spune mâine Nicolae Robu despre faptul sau poimine, căci va glăsui la un moment dat. Cu ce vă va mai gratula după ce ați făcut cea de-a doua plângere penală? O să-mi spună mulțumesc că i-am făcut-o înainte de a se emite hotărârea de Consiliul Local. Că mai are o șansă să ar se... Ar putea o considera ca un fel de presiune. Nu ca un fel de presiune, ci ca un fel de consultanță. Consultanță la DNA, am înțeles. Vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, după cum vedeți, nimic nou, dar totuși par fără sfârșit aceste povești legate de mafia imobiliară care conduce și pune stăpânire tot mai mult pe Timișoara. Nu mai vorbim în cazul de față de case de sute de mii de euro, vorbim, sau de milioane de euro, vorbim de terenuri care nu au fost restituite celor care erau îndreptățiți pentru a fi date acum cu titlu gratuit protipendadei noi a orașului, meritocraților
care slujesc cu încredere primarul Timișoarei, care ne spunea nouă jurnaliștilor că cei cu populismul ăsta de tot întrebăm noi de terenuri și care-i problema. E, iată că aceasta este problema, că niște oameni care au avut acolo terenuri, li s-a spus că nu mai sunt terenuri. Dar când a fost vorba de meritocrații primarului, s-a găsit fix acel teren. Să vedem ce ne va mai spune mâine Nicolae Robu, pe care îl aștept aici în studio și fac această invitație și public, să ne lămurească despre cum se întâmplă lucrurile în municipiul pe care îl păstorește. Până atunci, vă spun ca de obicei, sunt Dragoș Boța și nu uitați, câinele de pază al democrației nu latră, sfâșie. O seară nebănuită!